Bună seara! În seara asta voi face chec simplu și mai departe o să vă prezint ingredientele. Pentru această rețetă voi avea nevoie de 4 ouă, jumătate de cană de făină, eu am cernut făina, 2 linguri de ulei, jumătate de cană de zahăr, o esență de rom sau de vanilie și un praf de copt. Și mai departe o să vă arăt cum voi proceda cu acest chec simplu. Am separat albușurile de gălbenușuri. În albușuri am pus o linguriță de sare. Gălbenușurile le voi da la o parte și mă voi apuca și voi mixa albușurile până când totul va deveni o bezea tare. Am terminat de mixat bezeaua cu sarea. Ea trebuie să arate cam așa. Acum voi pune zahărul în bezea. Și voi începe și voi mixa și zahărul. Am terminat de mixat și bezeaua. Acum o voi da la o parte și mă voi ocupa de gălbenușuri. Bezeaua este gata. Ea cam așa ar trebui să arate. Ea trebuie să fie o consistență, trebuie să capete o consistență tare și să nu se desprindă de pe vas. Voi da bezeaua la o parte și mă voi ocupa de gălbenușuri. Peste gălbenușuri voi pune uleiul. Și voi amesteca gălbenușurile împreună cu uleiul foarte bine. Am terminat de amestecat gălbenușurile foarte bine cu uleiul. Acum le voi torna peste bezea. Și acum voi amesteca bezeaua împreună cu gălbenușurile. Deci cam așa ar trebui să arate totul. Acum voi pune și esența. Am pus cam jumătate de sticluță de esență pentru a-i da un gust mai bun. Și voi începe și voi amesteca totul. Am terminat de amestecat și esența. Acum voi pune nuci. Eu le-am rupt. Pur și simplu le-am rupt cu mâna. Și le voi pune în această compoziție de albușuri și gălbenușuri. Și voi amesteca bine. Puteți să puneți și stafide, prahat, nuci, exact cum am folosit și eu. Acum voi începe și voi pune făină. Făina o cerneți împreună cu praful de copt. Și voi începe și voi amesteca și făina. Foarte bine. Voi continua să pun toată făina până când o voi termina pe toată și voi amesteca foarte bine pentru a nu se face cocoloașe sau pentru a nu rămâne cocoloașe. Am terminat de amestecat și făina și totul a rezultat un aluat cam așa.
Acum îl voi lua și îl voi da, îl voi împărți în două și voi pune jumătate din aluat în acest castron. Acum voi pune o linguriță de cacao. Am uitat să precizez la început să vă spun de cacao. Am pus o linguriță de cacao în această ceașcă și voi pune această linguriță de cacao în jumătatea de compoziție separată. Și voi amesteca totul foarte bine. Crema de cacao este gata. Ia cam așa ar trebui să arate. Dacă vă place mai multă cacao, puneți o lingură sau două de cacao. Am terminat de împărțit cele două aluaturi. Cel de-al doilea aluat am pus o linguriță de cacao și am amestecat foarte bine până când s-a format o cremă. Acum voi lua într-o tavă de chec, am tapetat-o cu ulei și apoi am venit cu hârtie de copt și voi pune în tavă compoziția de chec. Iar peste această compoziție voi veni cu acea cremă de cacao. Voi nivela bine. Iar acum voi pune această cremă de cacao. Aici am o furculiță și voi începe și voi face un mic model. Acum voi da totul la cuptor la 100. Eu am dat cuptorul la 135 de grade, pentru că cuptorul meu este electric. Și îl voi ține la cuptor până când el va prinde o crustă aurie deasupra.
voi face testul cu scovitoarea. Dacă scovitoarea iese cu compoziție pe ea, o voi mai lăsa. Dacă compoziția este curată, îl voi scoate de la cuptor. Nu deschideți cuptorul 25 de minute, pentru că el se va lăsa. Checul cam așa arată înainte de a fi introdus în cuptor la 135 de grade. Am pudrat checul cu zahăr pudră. Îl voi tăia și vă voi arăta și vă cum va arăta înăuntru. Checul este gata pentru a fi servit. Este un chec pufos și foarte, foarte delicios. Are o textură moale. În el am pus nucă, puteți să puneți stafide, rahat, fructe confiate sau nucă, exact cum am procedat și eu. Este o rețetă ușor de făcut și foarte delicioasă. În momentul când îl introduceți la cuptor, nu deschideți ușa cuptorului 20-25 de minute. În momentul când acest chec s-a făcut, îl lăsați să se răcească cu ușa întredeschisă în cuptor pentru a nu se lăsa. Este o rețetă ușor de făcut și foarte, foarte bună. Sper că v-am fost de folos și cu această rețetă. Sper să o încercați și voi. La revedere tuturor!